O să vă spun acum o poveste de groază, pentru că este groaznic ce ni se întâmplă tuturor și chiar nu se mai poate face nimic. Chiar nu. Nu. Este vorba de piedicile pe care le întâmpină clientuțele mele și o să vi le spun și vouă. Poate vă ajută să țineți cont când vreți să intrați în procesul de slăbire, să știți cam ce ar trebui să faceți. Adică, ele intră în programul ăsta al meu online cu alimentație, sport și monitorizare și după 2-3 săptămâni, cea mai frecventă piedică pe care o întâlnesc este: am fost la birou, am muncit foarte mult, nu am mai avut timp să fac sport. Deci când aud chestia asta, mi se ridică părul în cap. Și nu înțeleg o chestie, mă enervez pentru că nu înțeleg cum tu nu poți să te pui pe tine pe primul loc și să muncești pentru corpul tău o oră, cum te sfătuiesc eu, odată la două zile. Adică, te duci la birou de dimineață, te trezești, muncești în continuu, alea 8 ore, nervi, telefon, mail-uri, colegi, șef care vine și te bate la cap, te speculează, în final îți dă un salariu care oricum nu este cât ar trebui. Asta pus-o garantez că meriți mai mult de atât, da? Deci tu te duci și faci chestia asta 8 ore pentru altul, da? Să facă bani și ce crezi? Ajungi acasă și nu mai ai timp o oră să lucrezi pentru tine când știi foarte clar că ora aia o să te facă mai energic, o să te ajute să ajungi să ai rezultate pe care le vrei, să ai corpul pe care îl vrei, dar tu nu mai poți. Asta zic, de ce nu te pui pe tine pe primul loc să zici, băi, eu sunt aia importantă, eu vreau să arăt bine, să mă trezești, să fiu în formă, tu pui jobul ăla și te chinui, te dai peste cap pentru salariul ăla, adică clar, trebuie să faci și asta, dar asta zic, de ce este contrastul ăsta? Stai 8 ore și te enervezi, dar nu poți să stai o oră din timpul tău să faci un antrenament care îți place, cardio, tonifiere, începător, ce vrei tu, o oră care în final o să-ți facă bine. Da? Asta ar fi una. A doua. N-am mai mâncat corect, nu ți-am mai trimis pozele pentru că am mâncat aiurea. Ce am găsit în frigider? Cine a cumpărat ce este în frigider? Asta este întrebarea. Te rog, când mergi la cumpărături, nu te duci înfometată. Pentru că dacă o să fii înfometată, logic, o să tragi așa din rafturile alea, o să iei tot dulciuri, grăsimi, carbohidrați, tot, pentru că ți-e foame și logic că vrei să le mănânci. Și asta te rog, nu mai pune în coș toate prostiile, pentru că logic, dacă ajungi cu ele acasă, le pui în frigider, dacă ți-a face foame, te duci în frigider, deschizi și mănânci. Adică, de ce le cumperi din start? Și la fel, că am fost în mașină, am mâncat ce am apucat. Păi și tu nu știi ce să alegi din alimentară de acolo? Adică sunt atâtea chestii, fructe, legume, proteine, sană, chefir. Tu iei ronță, iei sticks-uri, chips-uri, adică e o plajă atât de mare de alimente încât nu ai o scuză. Asta zic. Nu există. Vreau să te rog să-mi răspund la o întrebare. Să vedem, să facem joculețul ăsta. Care este disconfortul mai mare? Și avem așa, varianta 1. Când mă trezesc de dimineață, mă uit în oglindă, văd că mi se apropie coapsele, văd că am burtica aia în față aici, încep să mă îmbrac, mă strâng blugii, fac cute din alea la spate, mă strâng aici la nasture să revarsă burta, pun cam așa pe mine, mă strâng aici la mânecă, din lateral zici că sunt în 2-3 luni și ce crezi? Trebuie să mă la birou, să am energie, să muncesc, să fie bine. Nu, pentru că din start starea mea de spirit e aici undeva jos. Eu am plecat din stat cu un disconfort. Adică ziua mea a început prost. Pentru că logic nu mă simt bine în corpul meu, nu-mi place. Am disconfortul ăsta. Deci ziua mea a început de dimineață prost. Și uite așa mă duc la birou, muncesc, mai uit cum arăt pentru că na, mă iau cu altă treabă și așa mai departe. Mă mai duc în oglindă, mă mai văd, iar mă enervez un pic. Iar mai mănânc un pic după ce am mâncat două porții, mă gândesc, mamă, iar mă îngraș, iar mă enervez și tot așa. Sau, ăsta ar fi primul disconfort. Adică de dimineață sunt nervoasă, am plecat, a început ziua super prost. So, ce părere ai?
Și a doua variantă ar fi disconfortul care apare atunci când eu mi-am propus, zic, bă, de astăzi mă apuc, fac antrenamente, mănânc corect și vreau să țin chestia asta cât mai mult. Și apare cofetăria fix în fața mea. Și logic aș vrea să mănânc și din aia și din aia și ecler și amandine și de toate. Dar nu pot, pentru că mă gândesc, bă, dacă m-am hotărât că vreau să slăbesc, aia e. Mă înghit în sec, mă duc miros pe acolo o ciocolată și am plecat, da? Ăsta e disconfortul, într-adevăr, că ai vrea să mănânci, ai vrea să te bucuri. Dar întotdeauna există o variantă. Poți să îți iei, spre exemplu, un Kinder Pingui care are 100 de calorii sau poți să guști o bucățică dintr-o prăjiturică atâta timp cât, bă, eu știu că asta este singura greșeală pe care am făcut-o astăzi și am făcut și antrenament. Adică îmi permit așa o dată pe săptămână sau la fel, mă duc în oraș cu prietenii, ei mănâncă pizza, iar am disconfortul ăsta, mamă, ăștia mănâncă pizza, eu mi-am luat salată. Dar asta zic, este un disconfort care durează câteva minute, da? Tu poți să găsești întotdeauna o variantă cât să satisfaci, nu știu, 10%, 20% din pofta aia, adică să mănânc o feliuță de pizza. By the way, o feliuță de pizza de 100 de grame are 250 de calorii, ca să faci așa, să-ți faci o idee. Și e disconfortul ăsta, într-adevăr. În primele zile, în primele săptămâni, ai vrea să mănânci și nu poți. Dar, vă repet, durează câteva minute, papilele sunt alea nebune pe care trebuie să le liniștești, dar trece. Și ce crezi? Trece timpul, tu ajungi să slăbești, să fii mai mulțumită de tine și apoi îți dai seama, bă, chiar nu se merită. Pentru 20 de secunde, un minut în care papilele sunt în extaz și mamă ce bucurie că mănânc eu ciocolata aia, apoi eu stau să trag o oră jumate la sală, să-mi dau duhul pentru prăjitura aia. Adică încearcă să alegi tu răspunsul, care este disconfortul mai mare? Să plec de dimineață și să mă simt prost, să nu mă simt bine în pielea mea? Sau din când în când, când mai interacționez cu o poftă din asta, să încerc să o înfrânez? Sau să o înlocuiesc cu o poftă mai micuță, adică nu la capacitatea ei, la o pizza, la o prăjitură și așa mai departe. So, răspundeți tu singură și te descurci. Eu știu care e răspunsul corect și știu și ce-ți dorești. Așa că tu trebuie doar să-mi confii. Te pup cu drag și se poate, se poate. Și dacă am reușit să te motivez câtuși de puțin, da? Eu sunt aici să te ajut. Poți să-mi pui întrebări, da? Sau poți să intri în programul meu online, unde follow-up-ul ăsta, monitorizarea este zilnică și mă asigur că îți bag mințile în cap. Așa că sunt aici. Te pup cu drag!